Începând cu data de 1 ianuarie 2012, guvernul va elimina toate fondurile constituite în sectorul bugetar în vederea acordării de stimulente angajaților. Conform scrisorii de intenție semnată cu Fondul Monetar Internațional în iunie, România și-a luat angajamentul de a elimina baza legală pentru fondurile de stimulente cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Prin urmare, guvernul a decis abrogarea prevederilor legale privind constituirea unor fonduri de stimulente, dar și prevederile care permiteau Administrației Naționale a Rezervelor de Stat sau Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului să folosească veniturile extrabugetare pentru stimulente. De asemenea, personalul din sistemul judiciar nu va mai beneficia de stimulentele constituite din taxa de timbru judiciar. Conform deciziei guvernului, polițiștii nu vor mai putea fi recompensați cu până la 1% din cuantumul veniturilor aduse prin acțiunile acestora, iar vameșii și angajații gărzii financiare nu vor mai beneficia de stimulentele acordate drept cotă parte din amenzi, confiscări sau alte venituri. De decizia guvernului vor fi afectați și funcționarii din cadrul finanțelor publice și personalul Casei de Asigurări de Sănătate, Autorității de Sănătate Publică, precum și angajații de la mediu și apele române.